Chiar eram pe... Știi? Vedeți să coborâți jos, să încuiați vestiarul și să vedeți că s-ar putea să fie două persoane pe acolo, prin zonă. Da, păi cu eu coborâți jos, pe la... Cred că i-am luat numerele după loganul ăla. Cred. Cred că a fost accident. Cred că a fost accident și a fugit de la fața locului. În față, la, la birouri, să stați pe acolo, la pândă. Am înțeles. Dai pe burtă. Nu așa să stă pe burtă la pândă, tu cum vrei să stă în picioare? Hai, pa. Și l-a găsit, mă, pe Cerna până la urmă? A venit, că l-a... A venit repede, că l-a sunat, că n-a apucat să se plece departe. Și a lăsat mașina acolo și a venit la mașină cu avea cântarea cu alea. Pune umblei, mă, Cernate, fii atent că sunt cu ochii pe tine, pune mă la treabă. Așa am fost cu Andrei, Corean. Tu mai vroia să o ușchească, hă? Păi, o lăsați acolo și domnul inginerul suna să ia paletul, să ducă la aia, la nevastă. Venise odată la babă, baba îi spusese că nu-i dă nimic, că mâine cu doi și cu urma a tăiat. Ce, ce plec? Era 12. Ce, mă duc acasă, mănânc, mai fiu cu la două, încolo. Ce, ce? Da. Mai mă vadă pe aici? Ce, ce, ai cu mine acum să vedem dacă el e în vestiar. N-auzi mai, zicea domnul cine zice. El stătea cu telefonul cu cel. Iată încă sunt cu ochii pe tine și te urmăresc. Da, chiar n-am întrebat până de ajuns. Și întrebam mai vreme, ce-am mai făcut? Ai fugit de la locul de muncă. Ce pula mai ai făcut? Băi, n-am nicio nevoie. Nu, că mă... Da, dar dacă da, vede că nu prea mai îl duci... Dar de ce nu-și mai ia o săptămână de medical? Două. Da. Ce nu poate pe la doctor care și pensie salariu, dă mă, ia un milion. Deci două săptămâni de medical. Pula mea, stau fără grijă. Că-l doare mâna, că-l doare... Acum că tușește, că nu mai poate. Uite că el a fost și cu plămâne și cu... Hai mă, Vale, dar aia s-o dracu de treabă. Vezi că nu prea mai... te duci balamale. Dar i-am spus că a dat ăștia lege, parcă zicea omul ăsta că de an în an să facă... Bă, și eu așa știu. Peste 70 de ani. Da. Și zicea că ce să face el. Pula mea! Eu așa știu. Face analizele și alea. Și nu-i mai dă de profesionism, spate. Da. Păi și ce-i trebuie de profesionism cu aia? Cu care? Cu asta mică. Dacă găsești un alt dracu, da. Da. Și... Pula mea, mâine, păi mâine poate 80 de ani, am zis. Până la cât vrei să conduci, mă, nu că ce, nu să am servit. Dar să mă duc să-mi fac treburi. Și îl iei pe fitul, pe fita, pe ginerul tu, pe pula mea să-ți faci treburi. Dacă așa e legea, ce vrei să faci? Ia spar și magazia aia. Care magazia? Aia lungă de magazia, de la Antifon. Une mare Valentina alea, cu corul ăla, ce pula mea mai e acolo. Aia, na? Da, s-a dus domnul inginer să măsoare, ai văzut. Să ducă cablul de curent, de la trap, de-acu alea. Ai văzut până acolo și când s-a dus era ușa deschisă. Zicea bunicul când i-a dat telefon că a trecut el într-o zi, s-a uitat acolo dacă e lacăt și zicea că era lacăt. Că sâmbătă sau duminică, a spart zilele astea. Vineri, când a mai fost el bunic? Da, nu știu. Cred că